se destine el 2.3 de celor printre sănătorii. Vreau să citesc din cuvântul Domnului câteva lucruri ce ar trebui să ne motiveze pentru bucurie în această zi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă-i sfânt! Amin! Dragii mei, cum am spus la început, m-ați creștit. Chiar și când metru m-a creștit, spunem, Doamne, ajută! Fără să ne dăm de multe ori seama, mulți facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Cu atât mai mult cei care vin în casa lui Dumnezeu, ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, ei cer în ajutor prezența lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Și noi vom zice în rugăciunea noastră, la fel, Doamne, ajută și binecuvânta. Ca această zi să fie o zi de binecuvântare pentru toți cei care suntem aici, inclusiv pentru cei doi tineri. Deci, în semn de respect, înainte să ne plecăm toți capetele, înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, și într-o scurtă rugăciune, să invocăm puterea Cerului, prezența lui Dumnezeu, Sfânta Trinitate, ca El să ne ajute în această lucrare. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, suntem adunați în această zi, în acest loc, în acest loc de închinare. De te aud, te-am închinat și tu ai fericire. Asta într-o zi mai deosebită, Doamne, pentru familia respectivă. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca tu să-ți iei locul tău de cinste în lucrarea aceasta. Duhule Sfinte, să binecuvintezi, Doamne, cu înțelepciune slujitorii tăi, să binecuvintezi poporul acesta adunat în numele tău, cu pace, liniște și bucurie în suflet. Să binecuvintezi familia cu bucurie deosebită, Doamne, părinții acestor tineri și tinerii, Doamne, să simtă prezența ta, să simtă ajutorul și, Doamne, să dai răspunsul rugăciunilor care, când în prezent, le-au trebuit a ta binecuvântare peste slujire, peste toți oaspeții, peste toți nuntașii, Doamne. Și eu îți mulțumesc că vei face acest lucru. În numele Tău, Iisus, am cerut acest lucru. Știm că ne ascult. Îți mulțumim, te binecuvântăm și te vreau din veci. Amin. Acum vă rog să reluați locul. Noi, în continuare, vom asculta două cântări care tinerii ne-au pregătit, slavă lui Dumnezeu, după care vom asculta un mesaj din cuvântul Domnului cu privire la căsătorie și zic chiar și bărbatul ca Dumnezeu să ne vină.
Ne bucurăm în ziua aceasta să fim la nuntă. Cred că toți am fost invitați ca să participăm la cununia acestor doi fiile. Este o zi binecuvântată când Dumnezeu ne-a dăruit viață, ne-a dăruit sănătate, ne-a dăruit putere de viață și astăzi suntem în casa aceasta de rugăciune, unde este chemat numele Domnului și unde Domnul își face prezența. Credeți lucrul acesta? Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu este Cel care veghează asupra tuturor oamenilor. Dumnezeu este Cel care lucrează prin toți oamenii. Noi trebuie doar să fim sub ocrotirea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim cei care să spunem, Doamne, îți mulțumim frumos pentru că ai rânduit încă o zi pentru viața mea. Doamne, îți mulțumesc frumos pentru că ai păstrat pace în țara aceasta, în țara noastră, Moldova, Doamne, slăviți să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumesc că ai ieșit afară astăzi dimineață, am văzut soarele cum lucea pe cer, Doamne, atât de minunată zi în ziua aceasta, Doamne, slavă Ție! Dumnezeu este Cel care primește slava care o ducem noi și închinarea noastră. Dumnezeu primește mulțumirile noastre, oricine ai fi Tu, care te-ai spurat din faptul Tău, spune un mulțumesc frumos Tatălui din Cer. Este Cel care derejează toate lucrurile, natura, orice se întâmplă în universul acesta, Dumnezeu ține în control toate lucrurile. Și Dumnezeu a avut în vedere și această nouă familie care se formează astăzi. Pentru că El rânduiește toate lucrurile. El este Cel care lucrează. Dumnezeu este Tatăl tuturor și vrea ca noi, ca copii ai Lui, ca oameni care suntem născuți de Dumnezeu, ca oameni care purtăm un nume, purtăm chipul lui Dumnezeu în noi, oricine n-am fi noi, pentecostal, creștin după Evanghelie, baptist, ortodox, sau de altă lege, vreau să vă spun, toți oamenii sunt al lui Dumnezeu. Toți oamenii, numai secretul este cum ne atârnăm noi față de El. Cum ascultăm noi de Tatăl nostru? El este Tatăl tuturor. Dar cum ascultăm noi de El? Și ca să domnească căsnicia noastră și ca să se menține căsătoria noastră, viața noastră de familie, trebuie să rămânem sub ocrotirea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că diavolul de la început, când Dumnezeu a format familia, diavolul a venit ca să-i strige, să-i ispitească, a venit să-i facă să păcătuiască, ca să cadă de la fața lui Dumnezeu. Și a făcut-o. De ce? Pentru că Dumnezeu a văzut ceva mai bun prin Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și care ne-a dus în dar viața veșnică și zic slăvit să fie nu. Dumnezeu face toate aceste lucruri. Noi, ca oameni, ne-am născut în păcat, spunea David. Eu, mama mea m-a născut în păcat, m-a zăbisuit în păcat. Dar mulțumesc lui Dumnezeu care a avut grijă de mine și El mi-a pus picioarele pe stâncă. Mi-a ridicat din nou la o viață nouă. Și îl lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Pentru că a dăruit ce a avut mai mult? Pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi, a murit pentru întreaga omenire. Și toată omenirea este chemată la El ca să trăiască prin credință. Și nu spune de orice origine, de oricare origine, de orice, știu eu, oricare credință, oricare religie. Nu, nu. Spune că toți oamenii sunt chemați de Dumnezeu la credință. Și Domnul este Cel care te primește. De aceea aș vrea ca Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să ne întărească. N-am vrea să mă lungesc mult cu traducerea mea, pentru că suntem limitați în timp, dar aș vrea doar să vă încurajez. Bucurați-vă în ziua aceasta astăzi să fie plin de râvnă, adică să dorească, să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu va lucra în viața lor spre binele lor. Spre binele lor. Dumnezeu nu dorește moartea Domnului, Dumnezeu nu dorește
să zic așa, rău, Dumnezeu nu dorește boală, Dumnezeu nu dorește aceste lucruri, ele vin în viața noastră. Cu părere de rău, noi nu suntem scutiți de aceste lucruri. Dar cu Dumnezeu spune că Dumnezeu este Cel care tămăduiește orice rană și orice boală și El vindică și iartă orice păcat. Și pentru aceasta putem să spunem cu toții, slăviți-L pe Domnul pentru aceasta. Este Dumnezeu nostru. Este Cel care lucrează și este Cel care ne dorește pentru sine. De-aia face lucrul acesta. Și mai departe spune, ajutați pe Sfinți când sunt de nevoi, fiți primitori de oameni. Aș vrea? Mi-e greu să le zic de astăzi. Dar totuși n-am să trec și pe acest verset. Dacă vor avea unul astăzi de casă lor, sau dacă îl vor dori, să-l iei, să fie pentru ei unul astăzi de la norul. Așa cum l-ai primit pe Domnul Iisus, ca să poți ajuta, ca să poți să dai mântuire, ca să poți într-adevăr când va ieși din casa ta, să zică cu adevărat aceștia sunt copiii Domnului. Eu le doresc lucrul acesta. Sora, ce nu s-ar întâmpla în viața voastră de familie? Sunteți dator să mulțumiți lui Dumnezeu unul pentru altul. Ești gata să mulțumești lui Dumnezeu chiar și în clipile grele ale vieții pentru partenerul de viață cu soția ta? Sorăile, ești gata să împlinești această poruncă, această cerință lui Dumnezeu, să fii mulțumită de bărbatul tău, de David, chiar și atunci când va fi mai greu. Anumite lucruri care te vor deranja. Ești gata să fii mulțumit, să mulțumești Domnului? Domnul să vă ajute. Vă rog, frate Iorghe, dacă se poate microfon aici, să audă tot auditul, răspunsul lor. Deci, tinerii aceștia au spus că sunt gata să mulțumească lui Dumnezeu și la bine și la greu, unul pentru altul. Este greu. Dar vă propun chiar și cei care sunteți căsătoriți de zeci de ani. Încercați și veți vedea că până la urmă este bine. Atunci când soția ceva ți-a greșit, atunci când bărbatul ceva a făcut și ție nu ți-a plăcut, să zici, Doamne, îți mulțumesc pentru bărbatul pe care mi l-ai dat așa cum este el. Cu neajunsurile lui. Îți mulțumesc, Doamne, pentru soția pe care mi-ai dat-o așa cum ne-a ajuns ei. Și veți vedea. Rezultatul nu e așteptat. Deci, eu la locul v-am întrebat și vreau să repet întrebarea. Dacă voi din dragoste și nesiliți de nimeni, vă luați în căsătorie, frate David. Din dragoste, nesiliți de nimeni, da. Poate Domnul să te binecuvânteze, soră Iulia, și din dragoste? Bun. Nu pentru America, de căsătorie. Nu? Nu, deci, dacă ați spus că din dragoste, ați promis că sunteți gata să împliniți ce cere Dumnezeu de la voi, atunci, cuvântul Domnului se îndreaptă și sfătuiește pe bărbați, le spune așa. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Ca să sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățeșeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-au răbdat trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădularea ale trupului, carne din carnea lui și o din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lepi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbim despre Hristos și despre biserică. Încolo, fii atent, frate David, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Bineînțeles,
în traducerea originală, să spunem, se cinstea. Deci, când am citit să se teamă, nu este vorba că el o să stea cu... Deci, nevastră o să se teamă. Deci, în original, dacă spune să respect, să-l cinstească pe bărbat. Deci, întrebarea mea este asta. Frate, da. După cuvântul lui Dumnezeu, spune că bărbații trebuie să-și iubească neveste. Și dă și un exemplu. Cum Hristos își iubește biserica? Ești gata tu să-ți iubești nevasta ta așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Da, spune. Îmi place că știți, unii tineri, când le pui întrebarea respectivă sau întrebările, îndată, da, nu, da, 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 știți? Momentul că el meditează. Asta îmi dă de înțeles că unul lucru se gândește înainte de a da un răspuns. De ce bine? În orice lucru, e bine mai întâi puțin să gândești, să analizezi și apoi să dai răspuns. Și de data aceasta, bine. Dar, uite, în viață o să aveți probleme. Necadă. Știți, puneți doi, deja e un potențial mai mare de necadă și probleme, spunea Apostolul Pavel, în sensul de corecție. Cât erai singur, era un necadă, dar nu așa la tu. Însă deja, când sunteți doi, o să fie un potențial mai mare. Deci, ești gata să o iubești și când veți trece prin încercări? Da, sunt gata. Și până când vrei? Domnul s-o va bine cu mine. Deci, până la sfârșitul vieții, e gata să-ți iubești nevasta ca Hristos biserica. De David, o să-ți mai spun o treabă. Cuvântul Domnului spune așa, bărbaților, purtați-l și voi la rândul vostru cu înțelepciunii, cu nevestele voastre. Dând cinste femeii, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci, cuvântul lui Dumnezeu spune că femeia este un vas mai slab. Și Apostolul Petru spune că bărbatul purtați-l și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Ești gata în viața conjugală ca să dai cinste și să te porți cu înțelepciune cu nevasta ta, în familia ta? Da, sunt gata pentru că iubesc. Asta ar trebui. Slavă Domnului! Dragostea te va motiva la lucrul ăsta. Te dai cinste. În viața de familie, dragi noștri, cum am spus și fiecare știm, sunt atâtea și atâtea probleme. Și de multe ori noi, cei care credem în Dumnezeu, venim și ne rugăm Domnul pentru ca El să rezolve anumite probleme în cadrul familiei. Și bărbații nu-și dau seama de multe ori că Dumnezeu nu ascultă rugăciunea. Știți de ce? Pentru că îți supărați pe nevestele lor. Ca să nu fie împiedicată rugăciunea în familia voastră, voi nu trebuie nici tuta, nici să țineți necazi unul de altul. Dar dacă veți avea la bază dragostea, la bază familiei voastre dragostea, dragostea acolo, iartă totul. Deci, ești gata ca atunci când soția va greși, s-o poți ierta? Da, sunt gata. De câte ori? De 36. Slavă Domnului! Domnul Iisus a spus pe 490 de ori, dar El spune Ecriptură. Încă mai mult, ești gata. Slavă Domnului, că poți să faci mai aia. Deci, am văzut că fratele David e gata întru totul să intre în viața aceasta conjugală alături de sora Iulia. Să o iubească, să o cinstească, să o respecte, să o înțeleagă și așa mai departe. Bune răspunde. Acum ne vom îndrepta și către sora Iulia. Cuvântul Domnului vorbește și soților. Și spune așa, nevestelor,
fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, iar mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. Sorele, noi trăim, dragii mei, niște vremuri așa când sunt niște timpuri când femeile își cer drepturile lor. N-am nimic în plus. Nivel global. Femeie să fie la un nivel cu bărbat. În toate lucrurile. Și de multe ori nu se primește bine. Pentru că nu e bine. Deci, în familia noastră, trebuie să fie o ierarhie a supunerii. Spune că capul bisericii este Hristos. Capul bărbatului este Hristos. Deci capul bărbatului tău, soraile, este Hristos. Dar capul tău este bărbatul tău. Ești gata să accepti, să te supui bărbatului tău, cum se spune Biserica lui Hristos? Da. Domnul să-ți ajute. Și până când? Până la moarte. Și chiar atunci când nu va putea câștiga bani mulți? Da. A, bine. Bine. Deci, dovadă că dragoste. Veți între voi și gata să iert, să rap și așa mai departe. Încă o întrebare. Sora Iulia vorbește Cuvântul lui Dumnezeu așa. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vă vor vedea firul vostru de trai, când atenți, curat și în teme, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în clătitura părului, în purtarea de scule, de aur sau îmbrăcămintea hainelor. Și să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară Sfintele Femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Deci sunt niște lucruri sau câteva lucruri pe care Apostolul Petru învață pe neveste sau pe soție. De ce ți-am pus întrebarea când ești gata să fii supusă? Când este numai bine sau? Pentru că în viață se pot întâmpla multe lucruri. Și Doamne ferește de lucruri rele. Însă, sunt anumite timpuri pentru familie. Când unul trebuie să fie supus celuilalt. Supuneți-vă unii altora, începe Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, când dă învățătura pentru familie. De data aceasta Apostol Pavel spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, chiar dacă ei nu cunosc pe voi, chiar dacă ei, într-o anumită situație, am menționat că capul tău, ca soție, este bărbatul tău. Se poate întâmpla și se întâmplă în unei familii, nevasta este mai, știu eu, mai dezvoltată inteligent. Trebuie să recunoaște. Însă ea trebuie să manifeste. O nevastă, o soție credincioasă, trebuie să respecte respect și supunere față de soțul ei, într-așa mod, dacă are dragoste, ea știe cum să ducă lucrurile spre aceea, ca bărbatul să ia decizia. Ultimul cuvânt al lui să fie. Deci fii atent. Vor fi momente în viață când vei vedea că fratele David poate nu va avea dreptate în anumite lucruri. Tu trebuie să știi că trebuie să te supui lui ca bărbat. Și Dumnezeu îți dă tot dreptul ca prin purtarea ta, prin înțelepciunea sau prin cunoștința care ți-o dă Dumnezeu, să aduci așa lucrurile în așa fel, ca bărbatul tău să ia decizia și în același timp să fie încrezut că
ați gândit lucrul acesta? Și atunci va fi armonie, va fi pace și va fi binecuvântată. Pe bărbatul tău nu-l vei putea copleși mult timp cu anumite lucruri exterioare, deși sunt de trebuit. Dar spune Cuvântul lui Dumnezeu căci femeile, în vremurile de demult, spune Apostol Petru, și astfel se împodobeau animoare Sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Deci cu ce? Cu o curăție neferitoare și ascunsă a inimii. Nu este o întrebare. Nu vreau să dai un răspuns pentru. Este un sfat. Să te porți cu bărbatul tău așa cum să-i pune odoare. Eu, nu să nu creadă cineva că gata, ăștia un robodit, o legat cu șot la gât și gata. Asta-s treburile voastre. Aveți regulile voastre în biserică locală. Dar să știi, un duc blând și smerit, potolește mâinile. Un duc blând și smerit și supus, aduce bucurie. Cât mai mult în Sfânta Mâine. Dacă vei urma pe fața aceasta, mă întorc iar și spun, veți avea binecuvântare. Veți avea bucurie în viață. Chiar și când îți trece prin încercare. La fel, cum am spus, v-am putat. Învață să-ți ierți nevasta, Iulia, învață să-ți ierți bărbatul. Spunea cineva că dacă doi tipi n-au învățat lecția iertării, nici nu trebuie să căsătorească. Și este corect. Chiar poate din a doua zi după nuntă, poate se întâmple niște conflicte. Este cineva aici în o familie care în viața lor n-au avut conflicte? În familie. Permiteți să vă spun că sunteți binecuvântați de Dumnezeu. Cei care spun că n-au avut deloc conflicte în familie, știți cum trăiesc ei? Tu faci lucrul tău, eu fac lucrul meu. Ne întâlnim poate seara, acasă, discutăm dacă discutăm, eu încă de treaba mea, tu de treaba mea, ăștia nu au avea. Așa nu au treabă lucrurile. Dar asta nu e familie. Însă când bărbatul și soția se întâlnesc, trăiesc ziua, împreună, sunt totdeauna, fără prea un conflict. De ce? Un sondaj arată că femeile și bărbații judecă, gândesc și analizează diferit aceleași lucruri. Diferit. Și din cauza aceasta apar conflicte. Dar conflictele acestea, dacă nu știm să le aplanăm, venind în Cuvântul Domnului, găsim rezolvare și, cum a fratele vorbea, despre dragoste. Putem răbda, putem suferi, putem acoperi, putem ierta, se rezolvă. Deci, fără apărea conflict. Dar voi să știți, din conflictul care apare, să faceți un aliat în viața voastră. Puteți rezolva conflictul și pozitiv și negativ. Dar pozitiv se rezolvă atunci când vă veți supune una altuia și vei veți iubi. Veți ce da. Și lucrurile se rezolvă. Deci acestea sunt lucrurile de care Cuvântul Domnului ne învață și întrebările pe care le-am pus. Și acum vreau să vă propun acel jurământ solemn care ar vrea să-l faceți aici. M-am mai citit în fața lui Dumnezeu și în fața martorilor. Să veniți în genunchi. Noi ne vom ruga cu toții în picioare.
întrebare. În cartea Rut găsim un jurământ încheiat între o noră și o soacră. Este vorba totuși de o familie. Dar cuvintele rostite în acel jurământ, cum am spus, sunt foarte bine potrivite la un început de cale a unei vieți maritale. În ziua aceasta aș vrea să invit pe acești doi tineri care, cum am spus, stau în fața lui Dumnezeu, în fața noastră, ca să rostească aceste cuvinte, să mediteze, să se gândească la ele, pentru că este un jurământ făcut pentru toată viața. Deci cuvântul Domnului spune așa: încotro vei merge tu, voi merge și eu. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu. Poporul tău va fi poporul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Facem Domnul ce-o vrea. Facem Domnul ce-o vrea. Facem Domnul ce-o vrea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Domnul să vă bine. Dragii mei, după tot, toate întrebările, după toate răspunsurile, după jurământul pe care ei l-au încheiat înaintea Domnului, promisiunile care și le-au făcut, în altfel, nu rămâne decât noi să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, care, de fapt, El le vine în cântare. Multe ure astăzi li se vor aduce lor la căsătorie lor. Multe binecuvântări, multe dorinți, dar pe lângă binecuvântarea pe care o dă cerurile, sunt nimic. Pentru că Dumnezeu dă binecuvântarea cerului și al pământului. El este Cel ce a binecuvântat prima pereche de oameni. El este Cel ce va binecuvânta și această pereche în această zi. Deci vă invit, iarăși, să ne plecăm cartele înaintea lui Dumnezeu. Și întâi se va ruga fratele Mica, va cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Și eu cred că o va cere așa ca pentru el, sunt cuvinte. Apoi sora Iulia se va ruga și ea, va cere binecuvântarea lui Dumnezeu pentru căminul lor, pentru familiile lor. După care cu toți împreună ne vom ruga și vom cere binecuvântarea Domnului peste căminul lor. Amin. Poftim. Tatăl Cui Ceresc, iar ne gândim aceste clipe înaintea Ta și vreau să-ți mulțumesc din toată inima și într-o suflet. Îți mulțumesc pentru că Tu ne-ai ajutat pe noi până acum. Ne-ai dat, Doamne, puterii, iertare. Mulțumim, Doamne, pentru că într-adevăr ai fost din partea noastră. Pentru că și fără Tine, Doamne, n-am fi fost acum în locul acesta. Suntem necunoscători și mulțumitoare. Te rugăm, Doamne, că acum să fii Tu acela care să privești acolo de sus și să privești binecuvântarea Ta. Doamne, te rugăm ca Tu să fii pe noi în drumul pe care noi pornim acum, Doamne, și nu știu câte lucruri vom întâmpina bine și bune în această viață, dar te rugăm ca Tu să ne dai putere, să ne dai răbdare, Doamne, în căminul nostru, în familia noastră, să ne dai, Doamne, gândire, să ne iubim și răbdare ca să putem, Doamne, să ne iertăm. Îți mulțumim pentru că Tatăl Bău ne ajută până acum și eu cred că Tu ești Cel care ne fi de partea noastră și de departe. În numele Iisus Hristos, mă rog. Îți mulțumesc, Tată Bun, și pentru că Tu, într-adevăr, mi-ai dorit, Doamne, această binecuvântare în viața mea. Slăvi să fie Amin. Amin. Îți mulțumesc. Te rog, Doamne, să ne cunoști părinții, că Tu mi-ai dat și m-a crescut, și m-a cedit. Te rog, Doamne, ai milă de ei și spătește-i în urmă.
Stăpânea de cerul și al pământului, Dumnezeul nostru care ești în cer, în numele Fiului Tău, care e Iisus Hristos, în această zi venim cu această cerință, cu această mijlocire. Doamne, aducem în fața Ta acești doi tineri, care din dragoste, după cum au spus și au promis, vor să le binecuvânteze, să le pecetulești legământul lor pentru veci. Să rămână, Doamne, unul alături de altul totdeauna. Până la sfârșitul vieții lor, Doamne, Dumnezeule din cer, Te rog, Tată, în aceste momente ca Tu să-ți revești binecuvântarea Ta din plin, Doamne, peste familia aceasta tânără, Doamne. În viața lor, Doamne Iisuse, știu că vor avea și necazuri, și probleme, și bucurii. Însă ajută-i, Doamne, Tată, că atunci când vor trece prin greutăți, să nu uite că Tu ești Dumnezeu din cer și Tu astăzi le binecuvintezi începutul lor de viață conjugală. Aleluia. Să nu uite, Doamne Dumnezeule, că Tu ești Cel ce poți să aplănezi orice problemă. Să nu uite, Dumnezeule din cer, că Tu ești Cel ce i-ai păzit și te-ai păzit până la sfârșit, dacă ei vor rămânea cu Tine și în Tine. Amin. Doamne, Tată, să-i păzești de foc, să-i păzești de ape, să-i păzești de duhuri înșelătoare, să-i păzești, Doamne Dumnezeule, de boli grele, să le binecuvântezi casa lor, familia lor cu copii sănătoși. Doamne, fericirea Ta și bucuria mântuirii să însoțească căminul lor, Doamne, și să rămână sub protecția Ta și sub ajutorul Tău, Doamne Iisuse din cer. Îi aduc înaintea Ta ca slujitor al Tău, Doamne, și cer această binecuvântare ca Tu să-ți o revești în aceste momente și cred, Iisuse, că Tu ești aici și o revești de prin Fiul lăudat, Fiul glorificat și preamărit al nostru Mântuitor în veci de veci. Amin. Amin. Dragii noștri, în fața noastră avem deja o familie care s-au legat cu legământ și jurământ înaintea lui Dumnezeu că se vor iubi toată viața, vor fi împreună. Deci, căsătoria lor este înregistrată la Observul Stării Civile. De astăzi, vă rog pe David, cu Crețu, Iulia, alcătuiesc o familie. Și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Aveți tot dreptul să locuiți împreună și niciodată să nu vă despărțiți. Nici prin cap să nu vă treacă gândul divorțului. Să vă ferească. Totdeauna să vă iubiți cum ați promis, să vă respectați și să aude voi numai fie Domnul păstrează și cercetă. Deci, familia este căsătorită. La Observul Stării Civile și în unie religioasă în cadrul bisericii locale. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Acum este timpul când cei care vor să felicite și cred că primii sunt părinții, o pot face. Deci, în timpul unui cântec, vă dați în față jos aici părinții și cei ce vor să felicite, poftim. Și-n rândul de-a să-mi vin în calea ta.
рукава цветок, прекрасное творение. Ты как живой воды глоток, для сердца вдохновение. Небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову тебя, моя невеста. Я небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову. Вот так он шумит. И Ха. Чи фотограф мой? Ась кого там фотограф? Куди я? А, где? А, у меня даже знову оффузиторку фотоаппарат. Руки треба прострати. Știm, credem că Dumnezeu este aici, că Domnul nostru, Creator.
Creatorul nostru, El este aici pentru că fetița aceasta, Iulia, atunci când a fost adusă în casa de rugăciune, a fost încredințată Domnului. Domnul a binecuvântat-o toată viața. Ziua aceasta, pentru Iulia, pentru Dan, pentru Dumnezeu i-a binecuvântat, Dumnezeu i-a împiedicat și Dumnezeu le-a dat binecuvântarea lui. Acum doresc ca fratele tale să vină aici să ceară binecuvântare la dragul care Dumnezeu ne-a dat. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, stăm înaintea Ta, îți mulțumim pentru că Tu, Doamne, ne-ai dăruit o zi așa frumoasă, Doamne, ne-ai binecuvântat pe toți, Doamne, Dumnezeu.
Ca să trecut 3 ani, eu vorbesc
Ce să fie cu voi în familia voastră? Ce să fie? Cu ce voi să învățați unul de altă? Dacă eu fac greșele, iertați-te mine. Te rog, te rog, frumos. Bine, sculați-vă amândoi. Vreau să fac pentru voi o examen. O mic examen. Nu se spun așa, dacă voi să treceți examenul acesta, că voi să trăiți toată ziua, toată viața. Dacă Dumnezeu să fie Domnul vostru, voi să trăiți toată viața și nu să uitați la femei sau la bărbați care s-au despărțit. Să uitați numai la Dumnezeu, cum El a învățat pe voi să trăiți. Bine, cum tu gândești? Câți ani tu încă să trăiești cu soțul tău? Iată, el nou și frumos. Câți ani tu să trăiești cu Dumnezeu? Toată viața. Eu vă doresc că voi să trăiți toată viața. Dar știi ce a spus o nevestă? Nevestă, care știu? Mireasă. O mireasă. O mireasă a zis așa. Eu să trăiesc... Stoi, cât el să spune mie că să iubești pe mine. O, iată să spune în vreo mine. Она сказала так. Сколько он мне будет говорить, что он меня любит, столько я буду с ними жить. Я буду рецептировать. Кит ты вяться за трешь, ты спой фига резин, ты любишь. А ну тут я ну со спой. Ты цинкинец у реки. Ну, да, а ты пац у реки. Ела муж со спой, чем бать, не осипит пентру тине. Не осипит. То спой аша. Вот тут. То ши. Спой, кум ту любишь? И не вас. И не вас. Tu știi că cadou cea mai mare nu să fie viața ta ochiului. Deloc. Asta se ține. Este cadou. Eu țin minte când am fost greață în el. Așa? A fost. A fost greu în inima mea. Tare, tare. În lucru nu se fac decât a fost. Da. Cu da. Am intrat acasă și soția mea a uitat la mine la ochii mei și a spus: Valeriu, ce-i cu tine dragă? Ia vino la mine. A pus capul aici și a spus: trebuie să fie normal. Trebuie să fie bine. Hai să ne lucrăm. Și m-a apucat și problema s-a dus. Eu vă doresc ție. Fiecare zi când el se vine și ochii așa să fie, astea ea tot să fie așa, și în față nu să fie, nu să fie așa, tu se faci tot, că el se face zile. Bine? Tu ești, ca că să te tot dacă în ochii, cători mod stele situațiu jos, dar și că dai ei tijelo, când ei să fie greață. Greu, când ei să fie greu. Trebuie să speri, trebuie să pregătesc mâncare și ceva oas în casă de mâncare, da? Și el a venit de la lucru, ce ești miros? Câteva ani în ziua, în viața mea, a fost așa, am intrat acasă să fie mea ceva oas. Și eu am spus, ce să-i primiți? Și neagră, și așa gustos. Și noi împreună de ea. Și
noi, mireasă. Iar acum, mireasă dragă, vă rugăm să fii atentă, căci la tema neascultării multă lume corigentă. Să nu uiți că o soție... Să nu uiți că o soție care este credincioasă își ascultă soțul Domnul făcând viața mai frumoasă. El te îndeamnă să nu uiți și mereu frumos îți cere să-ți asculți iubitul soț nu de teamă, ci plăcere. O nevastă ca aceasta soțul spre păcat nu-l strage, însă timp mereu își face ca împreună să se roage. Iar de soțul ei nu poate ca să fie plâng, umil, dar e tandră și înțeleaptă, cum a fost Abigail. Iar n-am vrea, iubite mire, să te crezi cum ca un car, ca și cum numai mireasa are multe de învățat. Ea, Iulia, ce-ți va fi de-acum soție, ar dori să vadă în tine soțul care ei să fie partenerul cel atent, ce cu drag o protejează, care plin și de tandrețe și la greu încurajează. Ea dorește în tine soțul care face sacrificii și o iartă la nevoie fără să-i înșire vicii. Te-i avem, cum zice Domnul, prin cuvântul din Scriptură, este pentru noi această unitate de măsură. Dacă veți umbla în Domnul și în El veți fi totuna, nu vei fi nici tu ca zbirul, dar nici Iacova stăpâna. Nu vă veți vorbi la frați, la prieteni sau la rude, care nu vor fi să ajute, dar vă vor vorbi și o râde. Voi să-i spuneți lui Iisus și necazul și durerea, fiind singur în măsură să-și reverse mântuirea. Iar iubirea care este un fragment din iubire. Thank you.
цветок, прекрасное творенье. Ты как живой воды глоток, для сердца вдохновение. Небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову тебя, моя невеста. Я небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову тебя, моя невеста. Только с тобой хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. В твоих глазах туманна ночь, и в них я утопаю. С тобою забываю все и в облаках летаю. О, как прекрасно ты сейчас, фата легла на плечи, в моей руке твоя рука, запомним этот вечер. О, как прекрасно ты сейчас, фата легла на плечи, в моей руке твоя рука, запомним этот вечер. Только с тобой хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на в небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. Хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на в небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. Прекрасное творенье, ты как живой воды глоток, для сердца вдохновение. Небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову тебя, моя невеста. Я небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову тебя, моя невеста. Только с тобой хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. В твоих глазах
глазах тумана ночь, и в них я утопаю. С тобою забываю все, и в облаках летаю. О, как прекрасно ты сейчас! Фата легла на плечи, в моей руке твоя рука. Запомним этот вечер. О, как прекрасно ты сейчас! Фата легла на плечи, в моей руке твоя рука. Запомним этот вечер. Только с тобой хочу счастливым быть, и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на в небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. Хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на в небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. Парить и искренне любить,
благословенный. Хочу счастливым быть и на твоих делить закаты и рассветы с тобой одной, но в небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. Прекрасное творенье, ты как живой воды глоток, для сердца вдохновение. Небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову тебя моя невеста. Я небеса благодарю за этот дар чудесный, что я женою назову тебя моя невеста. Только с тобой хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на небесах парить и искренне благословенный. В твоих глазах туманна ночь, и в них я утопаю. С тобою забываю все и в облаках летаю. О, как прекрасно ты сейчас! Фата легла на плечи, в моей руке твоя рука. Запомним этот вечер. О, как прекрасно ты сейчас! Фата легла на плечи, в моей руке твоя рука. Запомним этот вечер. Только с тобой хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы. С тобой одной на небесах парить и искренне любить, ведь мы благословенны. Хочу счастливым быть и на двоих делить закаты и рассветы с тобой одной.